Suntem la intrarea Dunării în țară, la, pe secțiunea Baziaș și suntem cu șalupa de intervenție a apelor române, sistemul de răspândire a apelor Mehedinți. Este procedura de prelevare a probelor pentru analize fizico-chimice aferente zilei de astăzi. 7,74. Adică? 73 este sub 8 și e bine. Măsurătorile efectuate astăzi nu sunt de natură să îngrijoreze populația. Parametrii apei se încadrează în limitele normale. Ape otrăvite nu au intrat încă în țară. Se așteaptă ca unda de poluare să ajungă în dreptul localității Baziaș la intrarea în România pe Dunăre în data de luni spre marți. În momentul de față, rezultatele probelor prelevate până astăzi sunt în limita parametrilor normali, nu există niciun motiv de îngrijorare. Cei mai speriați de poluare sunt severinenii care beau apă din Dunăre și pescarii sunt îngrijorați. Autoritățile dau asigurări că dacă va fi cazul, vor lua din timp măsuri de avertizare. În momentul în care ar putea fi depășiți parametrii normali, parametrii fizico-chimici ai calității apei Dunăre la intrarea în țară la Baziaș, pentru dobrita turnul Severin avem un timp de răspuns în care putem să acționăm de circa 40 de ore. Dacă de aici trăim, oare la ce mod poate? Din pescuit. Din pescuit. Dacă trebuie tăiat moatele așa. Dacă vine o travă pe Dunăre? Suntem și noi gata, avem și noi apă. A fost acum câți ani? Câțiva ani în urmă, 4 ani, 5 ani, poate mai bine. Atunci tot la fel, o luăm de zi, nu s-a pescuit, numai că n-a fost pești, morți n-a fost din asta. De altfel, medicii veterinari au avertizat populația să nu lase păsările și animalele libere. S-au luat toate măsurile de către medicii veterinari pentru a vedea dacă există păsări moarte pe Dunăre. La fiecare primărie s-a dat alertă și sătenii sunt rugați ca păsările să fie ținute în curs. În privința apei de la robinetele severinenilor, nu vor fi probleme, susțin specialiștii. În baza informațiilor primite de la oficialii ungari, reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au efectuat calcule și conform debitelor se estimează că apa fluviului se va dilua și se va menține la parametrii de calitate admiși.